Salutare prieteni și Hristos a înviat! Un clip pentru iubitorii de pe street, o să facem o prezentare cu exemplarele pe care le dețin, puișorii pe care i-am oprit în acest sezon. Într-adevăr, un sezon un pic mai slăbuț decât la Uriaș, dar și el cu exemplare, zic eu, bune, care am putut să-i scot în acest sezon. O să vă prezint o femeluță la a doua fătare, femelă marjnuță. Mi-a dat un cui foarte bun de ianuarie. O să vă prezint și doi puișori pe care îi mai are în cuib. Dar înainte de asta, după ce ați văzut mama, aș vrea să vă prezint două exemplare din ea. Un masculat foarte frumos. Are ca mamă femeluța care v-am prezentat-o, iar ca tată mascul de la domnul Emil Oradea, un mascul care a plecat la marjnuță. Îi doresc succes la munte și pui frumoși și sănătoși. Un mascul lung, robust, un mascul de 4 luni jumate. Este de la 2 luni jumătate pe boxa tatălui, adică unde a stat tatălui. După ce a plecat tatălui, l-am băgat pe el. Așadar, masculat frumos, desen ok, de lucru. Pot spune că este unul din masculașii și cei mai buni pe care i-am scos în acest sezon pe rasa Fluture. Va fi de viitor, pentru că genele sunt ok, o ureche foarte bună, a transmis-o tatăl, o ureche de 17 și sperăm ca totul să fie ok cu el, să-l ducem la maturitate și să scoatem puișuri. S-a dat boxa numărul 4 pentru el. Din cuibul acesta, primul al femelei de la marjnuță, am reușit să scot, să opresc, de fapt, 3 exemplare, 2 femele și un mascul. O soră cu el, femeluță Janet, nu prea am prezentat-o, femeluță mare, masivă, poziție bună, eu zic că se va face o femelă peste 7 kg, cu greutate bună, exact ceea ce trebuie, masivitate, ureche mare. Ușor am reușit să măresc urechea, pentru că mi-am dorit lucrul acesta la Fluture. Tomiță în trecut avea o ureche, bineînțeles, în standard, fără probleme, dar mai mică. Așadar am reușit să măresc urechea, să vede, să o lățesc. E o femeluță de lucru cu care aș vrea să scot pui foarte, foarte bun. Îmi doresc lucrul acesta și chiar vreau. Picior gros, cap feminin, cap masculin, pardon, și să vă mai prezint o soră. Deja a plecat la plimbare. Ăștia sunt cei 3 pui pe care i-am oprit la matcă. V-am arătat masculașul, v-am arătat femeluța Janet și încă o femeluță pe striț pe care am avut o bolnavă. Pot spune șanse de viață minime, dar am reușit să o scap în perioada de iarnă și iată-o în boxele mele. La fel, ureche mare, lată, un pigment bun, desenul de lucru, este o femeluță care rămâne la matcă. Cam ăștia sunt cei 3 pui pe care i-am oprit din primul cuib, femelă marjnuță și masculul Oradea.
dacă tot am, suntem la capitolul femelă marznuță. A doua fătare a avut undeva la 15 puiuți. Bineînțeles că i-am mai scos eu din ei și acum mai are vreo 2. Hup, 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 hup. Gata, bă. Însă aici avem tomiță. Din ce văd, văd o blană mai bună, o blană mai ok, un desen mai ok. Asta e, sperăm să fie sănătoși și să ne trăiască. Nu știu ce avem ca sex în cuib, dar ce va fi, o să rămână. O să vă prezint bombița gestantă. Pe data de nou așteptăm să fete. Deja și-a făcut aici un pic de cuib și a tras toate paiele din față de aici pentru că nu mai are. Și și-a făcut aici cuib. O femelă care pe data de nou așteptăm puiuți, împreună cu tomiță. Am repetat monta, mi-a plăcut ce mi-a dat. O să vă arăt niște pui din prima serie a ei. Mi-am oprit niște pui. De fapt, o singură femeluță am oprit din ea. Bombița, nebunatică și o zăpăcită. Am mai avut un frate, a plecat la câmpul lung. Ea rămâne, fiind cel mai bun exemplar din cuib, e normal să rămână la crescător pentru lucru. O femeluță bună, am mari pretenții de la ea. Are ca tată tomiță. O femelă masivă, bună, din luna ianuarie. O băgăm. Deci avem una, două, trei femeluțe momentan. Și a patra vă arăt eu acum. Aici este o femelă scoasă din prima serie de pui la rasa Fluture pe toamna trecută. Are ca tată un mascul care a plecat tot de la mine din boxe către Florinel Popescu. După aceea eu l-am dat mai departe, dar ca proveniență este scos la Andrei Popescu, tatăl acestei femele. Iar ca mamă este femelă, este mama lui Tomiță. Este femelă care am achiziționat-o în 2018 de la domnul Emil Oradea, o femelă bună, de lucru, pentru mine e ok, altfel nu o opream, lungă și ea tot așa cu probleme de balonare, dar am reușit să o salvez. Deci are aceeași mamă ca și Tomiță. Da, bă, da, te sfărați de mamă. Da, un mascul frumos, bun. O să-l prezentăm și pe el, dar înainte de asta aș vrea să terminăm cu puișorii pe care îi avem. Aici o femeluță Janet, este femela de decembrie, împreună cu puișorii. Mâine o să plece la Ploiești. De aici nu oprez nimic, pentru că v-am spus, mizez pe exemplarele cele mai bune pe care le-am reușit să le scot în acest sezon. Și tocmai de aceea boxe mai puține pentru fluturași. Vedem cine îmi va da bombița în cuibul ei și după aceea o să vedem ce și cum. Aici mai avem un puișor. Este din femelă Janet Mai, care a plecat tot la Ploiești, dar cu mascul Oradea, care este la marznuță. Este un masculaș, e posibil să-l oprez dacă totul va fi bine. Hai, fraieri. Și între cei mai bune
unul dintre cele mai bune exemplare ale mele. Tomiț al meu, mascul care, cu care voi continua acest șir de munte și exemplare, să scot exemplare bune cu el. Sunt foarte curios să vedem ce va da în munta a doua cu bombița. În primul cui mi-a dat, ați văzut, o femelă bună și îl aștept de asemenea și în această montă să primesc tot asemenea puișori buni, la fel cum e și mama și tată. Doamne ajută să auzim de bine și să avem o vară liniștită, fără călduri din acelea călduroase rău de tot, liniștite. Vă salut, toate cele bune!